Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Valoria Business Solutions. Dacă doriți să deveniți mai buni în arta discursului public, sunteți în locul potrivit. Pentru că astăzi vorbim tocmai despre asta, public speaking. Dacă vreți mai mult, adică să deveniți maestri și să începeți un drum de transformare personală, atunci merită să vă înscrieți la cursul de public speaking de la Valoria. Puteți învăța tot ce aveți nevoie ca să vorbiți cu încredere, să fiți convingători și să aveți impact. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru a nu rata niciunul dintre sfaturile noastre utile. Acum, haideți să vorbim despre 5 business hacks când vorbim în public. 1. Pregătirea temeinică. Asigurați-vă că înțelegeți foarte bine subiectul despre care urmează să vorbiți. Documentați-vă bine și structurați-vă discursul astfel încât să aveți o introducere captivantă, un miez de argumente și o concluzie puternică. Folosiți exemple relevante și statistici pentru a vă susține punctele de vedere exprimate. Cu cât sunteți mai bine pregătiți, cu atât veți fi mai încrezători în fața publicului. 2. Practica face diferență. Al doilea hack este practica continuă. Nu vă bazați doar pe talent sau pe inspirația de moment. Repetiția este cheia succesului. Practicați discursul în fața unei oglinzi. Înregistrați-vă și urmăriți înregistrările pentru a identifica punctele slabe și a le îmbunătăți. De asemenea, puteți exersa în fața unor prieteni sau colegi și să le cereți feedback constructiv. 3. Controlul limbajului non-verbal. Comunicarea eficientă nu înseamnă doar cuvinte, ci și modul în care vă folosiți corpul. Mențineți contactul vizual cu audiența, folosiți gesturi naturale și evitați pozițiile rigide sau gesturile care pot distrage atenția. Un limbaj non-verbal coerent și deschis vă va ajuta să stabiliți o conexiune mai bună cu publicul. 4. Gestionarea emoției. Frica de a vorbi în public este comună, dar poate fi gestionată. Respirați adânc, relaxați-vă și concentrați-vă pe mesajul pe care doriți să îl transmiteți. Vizualizați un rezultat pozitiv și folosiți tehnici de relaxare, cum ar fi meditația sau exercițiile de respirație, pentru a vă calma înainte de a urca pe scenă sau de a ieși în față. Și 5. Implicarea audienței. Ultimul hack, dar nu cel din urmă, este implicarea audienței. Puneți întrebări, încurajați participarea și răspundeți la feedback-ul participanților. O audiență implicată va fi mai receptivă la mesajul vostru și va crea o atmosferă mai dinamică și mai interactivă. Însă nu uitați să fiți și flexibili și să adaptați discursul în funcție de reacțiile și interesele publice. Ei bine, acestea au fost cele 5 business hacks pentru a vă îmbunătăți abilitățile de public speaking. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe recomandări legate de business și dezvoltare personală. De asemenea, nu uitați să vă înscrieți la cursul nostru de public speaking de la Valoria pentru a aprofunda aceste tehnici ca să deveniți vorbitori de top. Mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem în următorul video!